Un control realizat încă la sfârșitul anului trecut din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț a scos în evidență o serie de neconformități legate de asigurarea unor măsuri de prevenire, stingerea incendiilor și de evacuarea bolnavilor în cazul în care ar surveni vreun eveniment nedorit. Da, noi am făcut o programare în ceea ce privește remedierile, în ceea ce privește neregulile constatate în timpul controlului din ianuarie. Și, într-adevăr, nu a fost obținută autorizația de securitate la incendiu, la punerea în funcțiune a secției de psiatrie, de asemenea a spitalului nou. O parte din lămpile aferente iluminatului de securitate pentru evacuare nu sunt în stare de funcționare. Sunt acele lămpi pe care scrie ieșire sau arată săgeata spre ieșire. Dar au fost remediate pe spitalul nou și pe spitalul vechi, au fost instalate. O altă problemă a fost că o parte din instalațiile electrice nu au fost verificate cu personal autorizat, erau verificate de către personalul nostru, electricienii noștri, și dumnealor au spus că nu, trebuie personal autorizat atât pentru instalația electrică cât și instalația de gaz. S-au făcut demersurile și am primit ofertele, urmează să încheiem contract cu cei cu care vom face verificările. Alte nereguli țin de montarea incorrectă a lămpilor de avertizare a intrărilor și ieșirilor din spital în cazul unui incendiu. Nereguli au fost găsite și în ceea ce privește amplasarea hidranților interior și exterior clădirii spitalului. O parte din lămpile iluminatului de securitate de evacuare nu indica corect calea de evacuare, dar acum au fost remediat. Proiectul pentru hidranții interior și exteriori a fost dat și acum au fost trimis către ISU, tocmai spre aprobare. Legat de instruiri, de instruirea personalului, astea se fac lună de lună pe secții de către asistenta șefă și medicul șef de secție. Conducerea Spitalului de Urgență Roman a trecut și la refacerea pragurilor de intrare care depășeau înălțimea corectă stabilită de normele Inspectoratului pentru Situații de Urgență. În același timp s-a procedat și la montarea corectă a ușilor de la intrarea și ieșirea din secții, care să permită evacuarea corectă a pacienților și personalului lui în caz de incendiu sau cutremur. Au mai găsit nereguli legat de pragul de la ușă, trebuie să fie mai mic de 2 cm și erau zone unde pragul era aproximativ 4-5 cm, s-a intervenit și s-a ajuns la 2 cm. Mai erau pe secțiile de chirurgie medicală și ortopedie. Ușile care separă cum intre pe secție erau imediat lângă ușile de intrare în secție și trebuiau deplasate ca atunci când deschizi ușa să nu blocheze evacuarea. Au fost și ele mutate cu câțiva metri, 1-2 metri în lateral. Conducerea Spitalului de Urgență trebuie să finalizeze anul acesta lucrările la șarpanta secției de psihiatrie și cele de anvelopare finală a clădirii Spitalului Nou. Anul acesta trebuie. Trebuie să finalizăm întâi la psihiatrie lucrarea și după ce finalizăm lucrarea să depunem proiectul cu tot ce s-a lucrat cu termoizolația și cu șarpanta și abia după aia să ne dea autorizația. Iar la Spitalul Nou, la fel, trebuie să finalizăm cu partea din spate. Conducerea Spitalului de Urgență Roman speră ca până la sfârșitul anului 2016 să fie eliminate toate neconformitățile legate de obținerea autorizației de siguranță în caz de incendii, deși pentru remedierea tuturor neregulilor este nevoie de sume foarte importante.